Polițiștii din cadrul ITPF Giurgiu au confiscat sâmbătă după amiază de la un cetățean bulgar 800 de kilograme de tutun neprelucrat sub formă de baloți în valoare totală de 3.300 de lei. Marfa transportată cu un microbuz a fost reținută de polițiștii de frontieră deoarece firma pentru care era destinat tutunul s-a dovedit a fi inexistentă. Bulgarul în vârstă de 34 de ani a declarat că a fost contactat de un cetățean român să facă transportul pentru o firmă românească, însă acest lucru nu a putut fi dovedit. Tutunul în valoare de 3.300 de lei a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, iar persoane în cauză, polițiștii de frontieră, i-au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere în afara întrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării. Tot în Vama Giurgiu, un cetățean irachian a fost depistat duminică dimineața, încercând să treacă granița cu un pașaport suedez fals. Irachianul în vârstă de 20 de ani a declarat că a cumpărat pașaportul din Istanbul de la un alt irachian cu suma de 1.500 de euro pentru a ajunge în Germania. Conform protocolului româno-bulgar, polițiștii de frontieră români au predat persoana poliției de frontieră bulgare pentru a aplica măsurile legale ce se impun.